Vrei jocuri ieftine la un preț avantajos? Ei bine, Instant Gaming este aici. Ai un link în descriere. Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Breasla ai Ducilor. Dragilor, revenim cu un nou episod de Breasla și v-aș ruga să stați un like înainte să trecem mai departe, deci să ajungem la cât mai multe like-uri și... Pentru început am zis să începem de la spawn, deoarece, bine vedeți că eu am inventarul full, fiindcă am mai lucrat la noi la bază, am făcut acel pod, mai aveam foarte puțin de făcut din el și mai aveam nevoie de niște frunze de Dark Oak. Am fost eu aici la Câșupu, pentru că știu că ei se ocupă și de frunze, practic, ok, n-am să întreb. Se ocupă și de frunze și când am fost aici să verificăm dacă mai au frunze de Dark Oak, din păcate nu mai au, mai au... Doar frunze de... unde erau, mă, frunzele? Nici nu mai găsesc frunzele, mă, care... Uitați pe aici, ceva jungle, birch, oak și jungle și acacia și cam atât. Probabil aici erau frunzele de dark oak, dar că nu mai sunt. Așa că am cerut aprobarea lui Colpir sau a lui Puff, unul din ei, nu conta. Și mi-au zis că poți să tai de la ferma lor manuală, poți să mă duc să tai niște frunze liniștit, nu, fără nicio problemă. Așa că, na, e destul de bine. Haideți să vedem și noi dacă am mai făcut ceva vânzare pe aici, pe la shop-ul nostru. Opa, uite aici, 3 diamante. Și aici mai avem ceva diamante. Mamă, trebuie să aduce neapărat restock la Gravel. Ok, 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 o să încerc eu să mai aduc vreo 2-3 shulkere și de sand și de gravel, că și pe la sand cam bate vântul, adică totuși, da, mai e numai un bear, wow, și aici am făcut un bloc de diamant. Ok, ok, am produs aici pe diamante, ceea ce e bine, trebuie să mai vin eu să mai bag aici diamante să mai fie. Bun, hai că n-am mai schimbat asta de episodul trecut, aia e. N-am ce face. Mă, avem aproape 3 stack-uri de diamante. Wow. Chiar wow. Hai să luăm și noi un ăsta de materiale și să mergem acum să adunăm frunzele, pentru că trebuie la mine la bază. Și uite, cine e ăla, mă? Ăla e dragon. Ok. Trebuie frunzele ca să termin acel pod, de fapt, și o să mai am nevoie și pentru baza noastră. Și o să mai începem noi acea căsuță de care vă spuneam eu, o să începem cu aceea, pentru că poate după aceea o să-mi fie un pic mai ușor să construiesc restul chestiuțelor dacă o să fac pe aia prima, așa că o să facem pe aia prima și o să vedem ce mai urmează. Haideți să verificăm rapid și ultimul shop care e aici, pus lângă acest spital minunat, care bă, chiar arată bine. Nu știu, îmi place cum arată. Bun, mă duc eu să strâng frunzele, dragilor, și ne revedem direct acasă, ca să nu mai stau, fiindcă nu mai are rost să mai țin cu mine pe aici. Așa că, da, de ce am impresia că aici lipsește o bucată? Wow, ce ochi de vultur! Oh my god, trebuie să aduc o bucată de wall aici. Ok, da, ne revedem direct acasă. Thank you.
Ok, lume, ați văzut cum va veni acea căsuță, pentru că ați văzut și un timelapse de fapt deja din care am în care am construit-o practic. Și o să mergem acum să vă arăt și podul, pentru că nu v-am arătat podul. Am trecut direct în timelapse și a fost cam urât din partea mea, dar am vrut să o încep practic și țin să menționez că am greșit puțin de la început practic, dar o să vă explic imediat de ce. Cam asta e podul, dragilor. Mie mi se pare mai drăguț ca cel dinainte. I-am adăugat și multă verdeață, niște bliane, ceva pe aici. Mă rog, trebuie să-i mai adaug câteva detalii, însă foarte, foarte puține. Și Bambi frumos pe aici, mare pod ce am făcut. Adică, bă, nu știu, mie de la distanță așa chiar îmi place cum arată. Chiar mi se pare că arată bine, bine. Și, da, asta e casa. Casa care mi-a mâncat zilele efectiv la acoperișul ăsta, pentru că are un acoperiș ciudat și nu îl vedeam atât de bine în poză. Și am zis inițial că e făcut din scări, dar nu, era făcut din slaburi, urcat și după aceea era făcut din scări, dar doar din 3 sau 2, nu, 2 rânduri de scări doar. Deci a fost ciudat, a fost foarte ciudat. Ideea e că oricum casa nu este gata, mai am de adăugat foarte multe, mă rog, foarte multe chestiuțe, mai am de adăugat câteva chestiuțe pe la ea. Și da, trebuie să le adaug, de exemplu cum ar fi chestiile astea la geamuri, dar na, astea se pot adăuga, astea sunt minorități. Practic casa de la zero e făcută, e construită, e ok ca idee și bă, arată bine. Trebuie să recunosc că arată bine. E puțin modificată, pentru că știu că foarte mulți vă întrebați de unde îmi iau eu casele și de unde mă inspir și chestii de genul. Dragilor, de exemplu, casa aceasta este inspirată de la The Mythical Sausage, pentru că sunt, nu știu, părți în care efectiv ori nu am inspirația necesară să stau eu să construiesc o casă și atunci mă inspir și eu de la altcineva, ori pur și simplu nu am timpul necesar să stau să o fac pe creativ și să vin după aceea să pun pe survival, așa că da, mă mai inspir și eu de unde pot și nu le copiez, pentru că ar fi nașpa să copiez totul mot-a-mot. De exemplu, gândiți-vă că aici casa nu era așa, era doar din 3 blocuri. Eu am pus gen cu 4 să vină două fence rail, două fence gate-uri. Nu era făcută din spruce, era făcută din oak. Eu am făcut doar ăștia din oak, restul am făcut din spruce. Deci ideea e să mai combinați și voi materialele ca să vă dați seama și de niște combineuri pe care poate le puteți face în viitor. La chestia asta încă lucrez și eu gen. Și da, nu știu, casa per total arată bine, v-am zis, mai am de adăugat ceva chestiuțe pe la ea, dar momentan, deocamdată, și așa de la distanță, eu zic că arată destul de bine. Și vine o casă acolo, una trebuie să mai fac în partea aia, desigur le voi face și off-camera, pentru că, na, ar fi nașpa să facem tot casă, efectiv, în continuu. Și va trebui să facem și fântâna pe aici, cam fix pe aici, pe undeva. Dar nu știu când, adică în episodul de astăzi clar nu, poate în episodul viitor dacă nu avem altceva de făcut. Și momentan cu casa o să ne oprim aici pentru acest episod, pentru că trebuie să mergem să mai adunăm și sand și gravel. Și o să mai dureze să adunăm și sand și gravel și va trebui să mergem să le punem și la shop. Și din câte am înțeles, neacolpirosul a făcut ceva modificări la păcândelele alea și mă cam interesează așa să merg și o să văd ce e pe acolo. Așa că, da, momentan la casă nu cred că voi mai lucra. Dacă voi mai lucra sau dacă voi mai face câte un update, o să vă anunț. Însă, cred că rămâne momentan așa. Deci, da, haideți să trecem mai departe, să mergem să adunăm și noi acel sand și gravel. Iată, dragilor, am ajuns acasă de la adunat sand și gravel. Am mai strâns 3 șulcări de sand, 3 de gravel. Momentan e destul de ok, o să le punem pe acestea la shop. Și am zis eu că o să mai revin cu un update când mai fac câte ceva pe la casă și am zis că în episodul ăsta nu o să mai fac. Însă, da, mă cunoașteți pe mine și am terminat și drum, am terminat și pe afară. Da, practic am terminat toată casa și o să mergem să vi-o arăt și stăteam eu acum și mă gândeam puțin la o chestie. Eu oricam trebuie să modific toată zona asta de aici pentru că nu prea îmi place cum am pus bambusul și chestiile astea de jungle. Și să fiu sincer, cred că o să modific destul de mult și drumul și absolut tot. Și poate chiar și intrarea, că parcă nu-mi place nici intrarea asta cum e. Și s-ar putea să modificăm pe aici unele chestiuțe.
Poate să le facem ceva mai mișto, pentru că mi se pare că e cam plin de copaci de bambus în savană și nu prea se potrivește, să fiu sincer, așa că cel mai probabil o să redărmăm, fiindcă nu prea îmi place cum arată. Și am o idee în minte pe care o să vreau să o fac pe creativ mai întâi, ca să fiu sigur că o să arate bine, fiindcă timpul nu mai e de partea noastră să ne mai jucăm cum vrem chiar așa de mult. Și trebuie mai întâi să facem o construcție pe creativ, o modificăm cât putem să iasă cât mai bine și după aceea să o aplicăm direct gata modificată pe survival și pe breasla aici. Și da, pot să zic că acolo am uitat să pun două geamuri. Acum le-am văzut, oh my god. Am terminat căsuța, o să mergem să vi-o arăt chiar acum. Bine, nu mai am eu de mâncare, dar am Ender Chest pe aici. Cam așa arată. Eu zic că arată destul de bine. Adică, totuși, chiar îmi place. Chiar îmi place super mult cum arată. Avem și niște campfire, mă rog, pe aici, să scoată fum chestii. Să arate bine, de-aia le-am pus. Și avem o micuță fermă de puit, mă rog, integrată mai mult ca să mai umplu și spațiul ăsta, sincer să fiu. Pentru că nu mai dădea bine încă o casă aici. Încă o casă ar mai da bine, cred că pe aici, pe undeva. Pusă mai în spate, cam așa, cam pe aici. Eventual, dacă e să o pun, însă una mică. Am spart de aici asta pentru că și aici vreau să modific puțin. Adică nu-mi plăcea foarte mult cum era. Mi se părea că era prea mare construcția pentru castelul ăsta și l-a acoperat de tot. Așa că o să vină ceva făcut aici pe margine. Așa, ca să aveți și cursor. O să vină ceva făcut așa frumos pe margine și o să mai avem de lucrat noi cu căsuțe și în partea aia. Aici ceva, zona cu fântână. Aici o să vină fântâna pe care tot așa vreau să fac eu pe creativ, să fiu sigur că mi-a să bine. Bă, dar de casa asta sunt super mândru. Deci chiar sunt super mândru cum a ieșit. Nu știu, îmi place la nebunie. Adică arată bine, frate. Arată foarte bine. Și trebuie doar să mai decorez pe dinăuntru, pentru că pe din afară e decorată. Aici jos am pus eu torțe, dar să fiu sincer, la câtă iarbă e, nu cred că se observă atât de mult. Bine, îți dai seama dacă te uiți atent, gen oricum le vezi, dar dacă treci așa nu e problemă foarte mare. Și hai că am eu dirt la mine, s-a stupat asta perfect. Bun. Astea șulcarele nu o să le adun de aici. Doar ăsta, pentru că am diamante în el și chestii. Și o să-mi iau și Ender chest-ul cu mine. Restul o să las pe aici tot ce am, pentru că mai am de lucrat, mai am de făcut niște drumuri. Drumul din partea aia să conectez drumul de la castel cu drumul ăsta. Trebuie să fac fundația fântânii, pentru că drumul vreau să-l fac off-camera și fântâna o să facem probabil pe episod. Și după aceea trebuie să conectăm și drumul de la hambar cu, cred că cu drumul de la casă, și drumul de la casă va fi conectat cu drumul ăsta, ca să nu iau drumul prin partea asta, pentru că ar fi foarte lung. Așa, dacă le iau de la hambar prin partea asta pe aici pe la casă, ar fi ceva mai scurt și poate chiar aș mai trânti o casă aici, lângă hambar. Sau în spatele castelului, prin partea asta pe undeva. Sau chiar aici, de ce nu? Adică ar fi o casă decent aici lângă hambar. Vedem, ideea e că idei mai sunt. Idei chiar mai sunt și mai am destul de multe de făcut. Timp, să zic că mai avem destul timp. Atâta, doar sper să nu mai intervină problemele mele de sănătate chiar acum. Adică de intervenit oricum o să mai intervină, dar nu în momentul de față, sper. Și ar trebui să am destul timp să reușesc să-mi gătesc aici tot ce mi-am propus. Așa că da, în continuare vom merge până la păcănele, pentru că ne-a colpirus, ne-a făcut restoc la păcănele. Mamă, dacă de bine se vede. Sunt mândru de mine și de abilitățile mele de construit. Bine, chiar dacă a fost inspirată casa de la The Mythical Sausage, totuși a lui n-arăta chiar așa. Adică am modificat-o și eu puțin. Chiar arată bine. Și cu drumul ăsta aici lângă și cu asta. Și de ce am spart? Mi-am spart semințele. Mă rog, chiar arată super bine. Da, și Neacul Pirus a adăugat ceva nou la păcănele. Îi zice el că a făcut restock și a îmbunătățit pe acolo. Nu știu exact ce a făcut, am văzut ceva pe episodul lui. Dar o să mă duc și eu și o să văd în premieră și o să și joc, pentru că eu sunt un fiind cunoscător al
jocurilor de noroc. Și păcanelele sunt viața mea, frate. N-ai ce să... Nu glumesc acum. Bineînțeles, Minecraft ne permite să mergem la păcanele și așa. În viața reală nu vă recomand să mergeți la păcanele. Totuși, e bine să... E bine să nu vă atașați de așa ceva. Dacă puteți să nu o faceți, nu vă atașați, pentru că nu e bine. Eu vă spun sincer, n-am avut treabă cu păcănelele în viața reală. Așa că, da, e destul de ok. Eu să mai am nevoie eu de niște liane, bă, frate, bă, ca să pun și acolo în peștera aia și să pun și Nether. Și probabil o să mai iau și ceva liane, dar... Ah, dar stai, că pot să iau când o să dau jos copacii, oricum vreau să-i dau jos pe toți. Ia... Yeah. Da, probabil asta o să fac. Așa că da, dragilor, haideți să mergem până la păcănele să vedem ce e acolo. Și noi mai avem și 15 jetoane, o să le jucăm și pe acelea. Să vedem ce mai câștigăm, poate mai câștigăm și noi un bloc de diamant. Că și așa, i-am dat lui Blue 4 diamante pentru 2 lopeți. Așa că ar fi bine să mai câștigăm, mai scoate și de acolo un bloc de diamant. Și da, mergem la păcănele și revenim de acolo. Gata, dragilor, am ajuns și aici la păcănele. Suntem în casa lui pompierul Dorel, pentru că am venit și o să trag un pui de somn. Pentru că, bă, frate, de la zona asta, singura casă cu pat, cred că e a lui. Sau poate are și a lui Puf. A lui Puf n-am verificat-o, dar a lui am verificat-o. A lui are, sigur. Că de la el am luat și nu o să stau să mă bag cu ăla, că poate trag în alea. Uși, cam asta e păcăneaua lui Colpir modificată. Nu o să trag o săgeată în aia, pentru că știu ce se întâmplă, Colpir, pentru că a spus el pe clipul lui să fim atenți. E ok. Da. E bine. Și... Da, nu știu cu ce păcănele să începem noi. Bă, hai să începem cu păcănelele lui Blue. Că pot fi mai avantajoase, frate, păcănelele lui decât ale... decât ale Colpir. Deși de curiozitate, la Colpir vreau să văd eu ce premii are. Hai că i-am dat focul. Hai mă, mori, așa. Vreau să văd ce premii are. Dacă mai are, dacă n-au golit deja băieții tot. Mai are diamante și mai are gravel. Mai are... What? Ok. N-am să întreb de ce chestia aia pusă acolo. Oricum nu o să bag foarte mult. Adică cred că mai mult de 5 diamante n-am să bag. Totuși e ok, bun, și hai să-mi iau de aici jetoanele și hai să începem. Bam! 2, hai că am început bine. 1, este mă. 1, mi s-au dus 5 jetoane. 2, 1, 2, 2. Nimic! Bă, glumești? 1... Frate, ce e asta? 2... 2... Mi s-a blocat mie Minecraft-ul. Joc? Alo? Mi s-a blocat joc. A, gata, și-a revenit? Și-a revenit. N-a picat nimica, nu, nicio... Da, nu. Ultima. 2. Genial, cele mai proaste păcănele ever au fost cele ale lui Blue, pentru că din 15 jetoane n-a picat nimic. Bine, probabil sunt goale, dar asta e partea a doua. Hai să luăm astea 6 diamante, să facem rotund. Și o să jucăm 6 diamante și la Colpir. Să vedem ce iasă. Poate, poate... Asta înseamnă să fii leu. Mă înțelegi, strandafirul ăla a făcut tot. Bam. 1. Băi, am băgat cumva 2. Stai că am băgat 2, nu-i bine. Vreau unul înapoi. Așa. Dă-mi un bucat de dirt. Cum era pus ăsta? Așa? Cred că da. Tot 1. Nimic. Încă un diamant. E bine. E bine, bine. Hai mă. 2. 1. Ultimul.
Pă bune? Pă bune? Genial, bine. Pă, sincer, pe canalele lui Colper au mers mai bine, adică totuși, preferam și o șulcărul ăsta, era bun, îl puneam și-o la shop, asta e, domnule, asta e, n-ai ce să nu mai joc, că poate pierd diamantele și nu, chiar nu mai vreau, e ok, și așa am pierdut la blue destule, cele mai proaste păcănele nu recomand, adică, pe bune, băi, din 15 jepane m-am stat să dau jocul în cer, că la mine nu crește crapă sunetul. Cum mă, din 15 jetoane să nu pice nimic? Cum? Eu nu concep așa ceva. Bă, bune. Așa ceva e inadmisibil. Bun, hai să zburăm rapid până la șupurnare. O să mai opresc pentru că suntem fix lângă și ar fi culmea să mai opresc pentru 2 secunde până ajungeam eu aici. Așa că da. Mergem până la șupul nostru rapid să lăsăm astea. De ce? Bă, frate, stai un cap de Crăciun. De ce încă mai e aici? Player head. Da, nu știu, dar mă rog. Hai să mergem aici. Perfect. Și avem astea de gravel. Trebuie să mai am una de gravel. Uite aici. Bam. Punem așa și le luăm la rând pe fiecare în parte. Bam. Hai mă, de ce nu? Iar nu merge click-ul între... Bine, click-ul merge. Da, am eu macro pus pe... Ăsta și de-aia nu merge cum trebuie. Bun. Ok. Pac și pac. Perfect. Umplem și ăsta. Bam. Și atât, astea au fost toate. Nu mai avem. Ok, am mai umplut. Mai avem 5. Nu, mai avem 4 butoaie pline de gravel, e ok. E destul de ok. Sand și sand, bun. Hai să umplem și asta de sand aici. Pac. Pac. Ok. Ne luăm și pe astea. Bun. Hai mă. Așa. Băgăm și aici. Ok. Și astea. Ultimele și gata. Mai avem unul prin partea asta. Hai să ne mutăm pe alea din partea asta în partea asta altă. Ca să fie aproape 4 pline și aici. Să facem chestia asta. Bun. Am umplut și toate astea. Vânzări n-am mai făcut că na, nu putem să facem vânzări toată ziua. O să întreb care-i treaba cu chestia asta, dacă se poate face ceva cu ea. Deși o bucată de dăr pe care scrie Pam the Builder Sucks e cam adevărată și cred că o să mă duc și o să-i pun în ramă lui Blushman direct, pentru că frate, e... Oh my god, nu mai zic nimic. Diamante, Da, haideți să dăm o fugă și până la celelalte shop-uri să vedem dacă am mai vândut ceva. Adică asta o să devină tradiție la mine pe canal, frate, la fiecare sfârșit de videoclip să-mi verific shop-urile, să văd dacă am făcut diamant. Ok, ăsta nu. Bă, gheață, sincer, la gheață am mai vândut ceva. Și nu mă așteptam, adică și la gheață chiar nu mă așteptam să vindem gheață, dar aparent a fost ok, am vândut gheață. Nu mă plâng. Ăsta de oase n-a făcut nimic. Așa că da, suntem ok, suntem bine. O să trebuiască să începem noi ușor să ne ocupăm și de sediul Sobrado, pentru că trebuie făcut tot sediul și nu o să fie foarte, foarte greu din punctul meu de vedere, adică trebuie doar să stau să mă gândesc cum o să fac camerele și toate cele și cum o să vină birourile. Eu o să-mi iau biroul la etajul 3. Vreau să-mi iau biroul la etajul 3. A trebuit să spar cumva acolo să luminez, pentru că Peter n-a avut bani de torțe. Logic. My god. Și da, nu știu, fiecare o să-și facă ăsta cum vrea. Eu, de exemplu, o să-mi iau aici la ultimul etaj și o să-l fac cum vreau.
Buraga sau Peter o să-și ia la etajul ăsta și o să-și facă cum vrea, adică nu e problemă. Și am zis că o să mă ocup eu în partea cealaltă de ceva cu jacuzzi, cu bucătărie, cu chestii, na, înțelegeți voi, puii mei. Ar trebui să fie destul de ok. De ce la Buraga aici e închis? Ah, care vulpe, bă, are vulpe aici. Am înțeles, i-am zis și eu că vreau vulpe, dar nu știu dacă o să-mi iau vulpe, dar poate o să-mi iau vulpe. Nu știu, nu văd ce e aia, frate. Așa, e tot vulpe. Ok. Deci da, dragilor, cam atât ar fi cu acest videoclip din serioans de Brea Slide. Ducilor, eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Nu uitați că în descriere aveți Instagramul meu, dacă vreți să îmi dați un follow. Aveți și Discordul unde vă anunț când postez un videoclip nou. Și câte un update despre canal. Aveți și platforma cel de la Instant Gaming, unde puteți găsi jocuri mai ieftine, unele poate chiar mai ieftine ca pe G2, așa că puteți arunca un ochi și acolo. Și da, ce să vă mai zic, eu am fost Dani și ne auzim la următorul videoclip. Bye bye!